al partidei dintre Rapid și Farul Constanța. Iată cum arată cele două echipe care se vor confrunta pe șanse notabile pentru clubul studențesc. Așadar a început meciul, dezrobirea și o alta, dar să mă opresc acum pentru că intercepția conduce către un contraatac periculos și respinge de acolo Manole. Se solicită un hands care se și dă. Și va fi un cartonaș galben pentru... Este roșu pentru Antonio Cruceru, al doilea galben și datele problemei se schimbă radical. Stâlp în apărarea Farului. Minge care cade între fundaș și central, periculoasă la Bo! O recepție cu un milimetru întârziată. S-a terminat totul rapid, Farul Constanța 0-0.